Nouă ne revine plăcuta observație că foarte multe dintre acestea se regăsesc în proiectul de guvernare al PNL-ului, pe care le-a susținut, pe care le-am și votat noi cei mulți peneliști la Pitești și ne-am dezbătut. Deci ne convine foarte mult că în noul cod fiscal sunt câteva măsuri pe care noi le-am pregătit, le-am enunțat și uite că ele au și fost aprobate. E un lucru pozitiv. Sigur că sunt în codul fiscal și câteva lucruri pe care nu putem să fim de acord. Ați văzut că crește foarte mult impozitul pe proprietatea privată, atât case cât și terenuri, lucruri care cred că nu o să dea bine. N-aș vrea să le citesc, că nu e interesant, le citiți dumneavoastră, doar noi suntem mulțumiți, aș zice, că din cele câteva măsuri pe care le-a prevăzut nou cod fiscal, ne considerăm coautori, dacă nu autori. Apropo, a fost scoasă acea prevedere care reprezintă, de fapt, taxa pe paragină, cum am propus-o eu la un anumit moment. Deci, a ieșit. N-a fost scoasă. Da? Și nu mai apare această modificare, că mi-a spus cineva că nu mai apare, din păcate. E o mare lipsă a codului fiscal, s-a ratat o șansă bună de a da autorităților publice locale un instrument prin care să poată înlătura paragina din localități, atât de la nivelul terenurilor, cât și de la nivelul clădirilor. Dacă rămânem ca și până acum, doar cu pârghia amenzilor, mare lucru nu o să putem face, pentru că există proprietari care nu le pasă de amenzi, pur și simplu. Vă dau un exemplu concret. Cum se intră pe circumvalațiunii, pe dreapta este incuboxul și apoi o proprietate în paragină. Exact, unde a fost pe vremuri Ira, da? Acea proprietate a fost supusă, proprietarul, mă rog, a fost supus la nenumărate amenzi până acum. Directorul poliției locale m-a informat că de fiecare dată, absolut de fiecare dată, a doua zi după ce se aplică amenda, amenda e plătită. Nu e nicio problemă. Dar nu se întâmplă nicio intervenție pe acea proprietate, nici la nivelul clădirilor, nici la nivelul terenului, pentru asanare. E o rușine pentru oraș să aibă astfel de locuri. Dar fiind vorba de proprietate privată, municipalitatea, nu putem interveni acolo, decât în situația în care se ajunge la forța majoră, la punerea în pericol a sănătății, a securității persoanelor sau a unor bunuri aparțin altora. Poftiți? Câini la Da, acolo stau boschetari și e o mizerie. Dar știi cine e proprietarul? Da, se cunoaște, cum se numește? Este o firmă din București. O firmă din București, nu știu cum se cheamă. Da. Sigur, Constituția garantează și protejează proprietatea privată și este foarte bine că avem o Constituție care apără proprietatea. Numai că le dăm cât se poate de des, însă sunt așa de mici încât cei care sunt foarte bogați râd de ele, probabil. Nu le pasă. Prevederea din codul fiscal ar fi fost o pârghie care ar fi produs rezultate, pentru că acolo puteai să vii cu penalizări foarte mari și, în plus, care se transformau imediat în creanțe fiscale care îți permiteau executarea silită pentru recuperarea lor. Ăsta era marele câștig. Vă aduceți aminte că eu am făcut propunerea introducerii unei taxe pe paragină. Forma sub care să existe ea, sigur că era una din mai multe modalități posibile. Aceasta, gândită în proiectul codului fiscal, era o variantă bună,
care ar fi funcționat. Din păcate, a căzut.